Nu? Bună ziua, dragi prieteni, bine ați venit la un nou tutorial. Am văzut grijă. Ia zici-o. Da, e bună, e bună tare și e. Foarte bună. Bine ați venit la nou tutorial, e ca Leo aici și el cu... Da, și la tot traficul. Uite, ai făcut instalarea mult la cărți. Era trafic deodată la semafor, numai așa de că știu, în kilometri ne arată gata lenta roșii, la trafic gata ne arată. Tot am avut la din nou. Da, da, eu tot ne-am făcut amure noi ieri la hărți. Și postin de Vitea asta. Și-a luat Tom Tom, ne-am doi. Eu am pus, el avea și Garmin 785 și Tom Tom avea, tot ultimul model, știi? Două, am dat 1000 de euro un pic de navigator. Păi, unul arăta stânga, unul dreapta. Păi, Vitea, eu dacă numai Garmin merg, arăta pe așa la, o că nu dă-ți merge pe Tom Tom, că Tom Tom îți arată mai pe de drept pe în oraș. Ei, hai, unul arăta stânga, unul dreapta. Îți place? Primul lucru care îl facem, tragem frâna de mână. 2. Scoatem furtunile de aer și cablurile de curent. 3. Lăsăm picioarele de la semiremorcă în jos până se lipesc de pământ, dar nu le împingem tare în jos ca să nu înceapă să se ridica semiremorca în sus. După care tragem siguranța de mână și decuplăm semiremorca de cap tractor mecanic. Trebuie să tragem frâna de mână. Iată. Aici se află frâna de mână la această semiremorcă. În realitate am putea scoate furtunile de aer și e cam același lucru. Ori tragem frâna de mână, ori scoatem furtunile de aer. E un și același lucru. Pentru că atunci când decuplăm furtunile de aer, dacă iese aerul din sistem, oricum roțile se blochează. Primul lucru care l-am făcut, am tras frâna de mână. 2. Scot furtunile de aer. Și cablurile de curent. Asta l-am scos. Pur și simplu îl trag în sus. Iată, cu o mână țin camera. Pur și simplu îl trag în sus. Am scos, l-am decuplat. Îl pun acolo. Și aici are așa un mecanism. Au, m-am lovit un pic. Are un mecanism foarte simplu. Trag. Și scot pur și simplu. Din... Aici exact așa. Acum, semiremorca este decuplată de la furtunile de aer și cablurile de curent. Frâna de mână este trasă, așa și rămâne. Următorul lucru care îl fac, dau picioarele de la semiremorca în jos. Iată, trecem partea dreaptă. În acest moment, camionul este cuplat de semiremorcă. Dacă cobor foarte tare picioarele în jos, semiremorca se ridică în sus. Și acolo unde este cuplată, nu se pot decupla. Bine ar fi să cobor picioarele de la semiremorcă, pur și simplu să fie lipite de pământ. Dar să nu le împing într-atât de mult în jos ca să înceapă să ridice semiremorca în sus. Ca să nu se strângă aici acest mecanism. Are aici o bucată de cablu, îl trag. Acolo se vede cum trag siguranța și după trag de manete. Acum pot ridica mai mult picioarele de la semiremorcă. Le pot coborî mai mult în jos ca să ridici semiremorca în sus. Un pic trebuie să o ridic în sus ca să fie dezlipită de cuplă. Și folosesc a doua poziție. Împing de tot spre semiremorcă și încep a roti.
Acum picioarele la semiremorcă o scoboare lent în jos, dar eu nu depun efort, practic deloc. Deja puțin se observă că s-a ridicat în sus. Și acum pot o decuplez. Deja semiremorca este complet, practic, decuplată. Decuplată. Acest mod de decuplare este cel mai sigur. Primul lucru care îl facem, cuplăm camionul de semiremorcă, mecanic, să fie cuplat. Ca această distanță să nu se schimbe atunci când cuplăm furtunile de aer. Pentru că atunci când cuplăm furtunile de aer, sistema se încarcă cu aer și probabilitatea este mare ca să miște semiremorcă, ori în față, ori în spate. Mulți nu trag frâna de mână. Și din acest motiv, semiremorca se poate mișca. După ce am cuplat camionul de semiremorcă, conectăm cablurile de curent și furtunile de aer. Da, nu este comod, îndeosebi la frigider. Sunt multe semiremorci care au aici niște cutii pentru chingi, pentru colțuri de plastic și așa mai departe. Dar, în schimb, este sigur. S-ar putea conecta mai întâi furtunile de aer și cablurile de curent atunci când avem mai mult spațiu, dacă frâna de mână este trasă. Dar riscăm să fim striviți și ca să fie sigur 100% că o cuplăm în siguranță de fiecare dată, mai întâi cuplăm camionul de semiremorcă. Și când decuplăm, exact așa, ultimul lucru care îl facem, decuplăm camionul de semiremorcă. Cam asta e tot ce am vrut să zic despre cuplare și decuplare. Dacă aveți întrebări, scriți la comentarii și eu o să răspund la întrebările care le cunosc. Aceste videoclipuri sunt făcute în special pentru șoferi începători. Prima dată ești aici? Da. Ori aici, ori aici, indiferent. De mult stai? Da, toate pe stocul cu încălțămintea, da? Te-ai dus la mâine și te-ai cumpărat? Serios? Dar și Slavic ți-a spus? Da, ne-a trimis fotografie aici care ne-a trimis. Bocanci care am cumpărat? Nu, de unii magazin, post cod. Am înțeles. Da, eu am fost și ne-am luat, dar mâine ai fost și te-ai luat. Cât ai dat? Hai să-l așa mai ieși, nu știi știere. Sunt bune, ei au și dar și el nu sunt așa din alt. Bocanci care am cumpărat eu de la Moldova, iată, i-am filmat într-un videoclip, au fier la degete, dar aici pe Marea Britanie sunt la o companie, trebuie să încarc metal pentru Olanda, lângă Manchester. Nu mă primește la încărcare pentru că bocancii nu acoperă glezna piciorului. Mi-a dat adresa să mă duc să cumpăr alții. Bocanci care acoperă glezna piciorului.
sorvețelele de 2,5 kg să dau într-o parte. Și uitați-vă, am cumpărat alți bocanci care acoperă glezna piciorului. Mă țin numai de cumpărat bocanci și echipament de protecție. Iată așa. Luați în considerare dacă sunteți cumva întâmplător aici, aveți încărcare. Vă duceți din start și cumpărați bocanci dacă nu aveți. Așa fel de bocanci care acoperă glezna. Foarte important. Cât am plătit pe ei? Am aici. În total am plătit 62 TVA, fără TVA, 62 și 40. Am cumpărat cască albă, că iată, casca asta e 4 și 30. 4 lei și 30. Urățenia asta de cască, Doamne ferește, mă irit tare. Șervețelele costă 8,95 pounds. Și bocanci 46,50. Dacă cineva este interesant, are nevoie, este aici aproape la 7 km.